Bună ziua, vă salut! Suntem din nou în fața unui joc important acasă. E adevărat că traversăm spre bucuria noastră o perioadă foarte bună și ultimul rezultat a fost din nou unul cu impact. Un impact nu numai datorită adversarului pe care l-am întâlnit, dar și datorită scorului și, bineînțeles, datorită evoluției gazului, dar așa cum le-am spus și băieților, în fotbal ai dreptul să fii bucuros sau supărat după un joc maxim 24 de ore, după care deja trebuie să te reechilibrezi și să intri în pregătirea următorului joc, fiindcă timpul nu te așteaptă, la fel adversarii. De aceea am avut mai multe discuții săptămâna asta și încercat să ne reechilibrăm, repoziționăm din punct de vedere mental, să folosim acest avantaj pe care îl avem, pentru că există o doză importantă de încredere și de entuziasm, dar să folosim în sens constructiv și nu destructiv. Așa că provocarea cea mai mare va fi ca la ora jocului să fim bine din punct de vedere psihologic, dar în același timp în același timp din punct de vedere fizic. E foarte important ca să depășim momentele de euforie, așa cum am spus și la conferința de după joc, sunt momente normale, naturale, umane, dar în sport trebuie consumate rapid și reechilibrate lucrurile. Așadar, suntem conștienți că rezultatul extraordinar împotriva FCSB-ului nu ne garantează că vom câștiga și acest joc cu Iași, la fel cum nu ne garantează faptul că începem jocul de la 1-0. La ora jocului intrăm pe teren de la 0-0 și vom avea în față un adversar nu doar valoros, dar să zic că și extrem de motivat. La fel cum pot să spun că victoria a fost una extraordinară, la fel și numărul de goluri marcate, dar până la urmă am luat 3 puncte, nu am luat mai multe și noi trebuie să ne ducem înainte traseul pe care am plecat în maniera în care e corectă și profesionistă. Vom avea un joc care, sigur, va fi extrem de dificil pentru noi. Sunt multe motivele pentru care spun acest lucru. Înainte de toate, întâlnim un adversar care, la fel ca noi, nu a suferit înfrângere în acest sezon. Un adversar care se aseamănă și nu în cazuri și cazuri cu noi. Poate dacă aș face o paralelă așa, sunt două filozofii destul de asemănătoare, în sensul în care ambele echipe încearcă să joace un fotbal pozitiv, proactiv, un fotbal de construcție, un fotbal combinativ, în care să fie mai preocupate să aibă inițiativa și să creeze decât să distrugă. Ceea ce înseamnă Iașiul, sigur, pe meritul clubului, pentru că au jucători buni, cu calitate, dar și un antrenor care nu e doar coleg, dar pot să-l consider și prieten, care e un antrenor foarte bun, cu vocație și cu mult entuziasm pentru fotbal și tot timpul a antrenat un fotbal pozitiv. Ba mai mult decât atât, se întâlnesc echipele cu, în momentul de față, cele mai bune apărări din Liga 1 și asta înseamnă și organizare. O echipă a Iașiului care, după cum am înțeles și din declarațiile lui Mihai, vin la 3 puncte. Sigur că e dreptul lor. Noi trebuie să fim organizați, să fim echilibrați în joc, să fim eficienți, să fim pragmatici, dacă se poate. Chiar dacă în ultimele jocuri am marcat 4 goluri cu FCSB-ul și 3 la voluntari și un 1-0 nu este suficient pentru 3 puncte. Eu întotdeauna am căutat lucrurile clare și nu am fost niciodată euforic, nici după momentele bune sau foarte bune ale echipei. Mai este un impediment și ora jocului. Și știu că cei care se ocupă de programări sunt nu doar oameni inteligenți și capabili, dar sunt și profesioniști. Eu nu comentez cauzele, comentez efectele. Nu va fi ușor să jucăm la ora 15:30 pe 33-34 de grade. E greu să stai la soare în căldura aia, dar trebuie să faci efort. Există riscul ca să sufere la calitatea jocului și noi deja suntem la al doilea joc în 8 etape în care jucăm la această oră. Dar trebuie să ne adaptăm. Noi nu am comentat niciodată în sens destructiv lucrurile astea. Eu, ca și antrenor, am datoria să
fac această analiză și să comentez posibilele efecte, pentru că trebuie să punem în practic un joc inteligent în care să gestionăm foarte bine și consumul energetic, fiindcă, așa cum am spus, la o astfel de oră e foarte greu să te ridici la niște parametri foarte înalți și atunci trebuie să compensezi cu inteligență în joc și cu o organizare foarte bună. Și recunosc că e frustrant uneori când văd, fără să îmi fie interpretate greșit cuvintele, când văd jocuri de Liga a doua care se joacă în nocturnă și noi jucăm la 3:30, nu este tocmai confortabil, dar cum am spus, nu acuz, pentru că sunt sigur că cei de a, care programează și fac calculele foarte bine și până la urmă asta este, trebuie să trecem și peste acest impediment. Sigur că ar fi un clișeu să spun că și adversarul joacă la aceeași oră, joacă și nu, asta încerc eu să scot în evidență, că am fi noi dezavantajați și că ținem cont că se întâlnesc echipele pe locul 3 și locul 4. Probabil că niște condiții mai aproape de normalitate și calitatea jocului ar putea sau nu, nu știm niciodată, toate chestii relative să fie la un nivel mai înalt. Mai mult decât atât, luați în calcul că noi am jucat un singur joc în nocturnă în acest sezon și ăsta împotriva FCSB-ul, restul toate le-am jucat, cum am spus, la prânz sau după amiază. Bun, merg mai departe. Încercăm să recuperăm echipa, sunt și ceva probleme medicale, am doi jucători care nu s-au antrenat ieri și jucători care au apărut în primul 11 la jocul cu FCSB-ul. Nu o să intru în detalii și nici nu o să dau nume, dar pentru noi, ținând cont că avem totuși un lot destul de restrâns, este important să recuperăm echipa și să încercăm să folosim cel mai competitiv 11 la momentul jocului. Și ultimul lucru pe care vreau să-l mai spun este că sunt lucruri care nu le comentez, nu le dezvolt foarte mult în public și nu o să fac nici de data asta de ordin organizatoric, dar sunt anumite lucruri care se întâmplă în club, în jurul clubului, în activitatea clubului, care nu sunt așa cum eu mi-aș dori și deja persistă și o persista și după jocul ăsta cu FCSB-ul și chiar dacă o să refuz să le dezvolt, pentru că sunt chestii interne, mi-aș dori ca să schimbăm un pic anumite obiceiuri și deprinderi și mi-aș dori ca să ne schimbăm în totalitate, pentru că echipa cel puțin a arătat o schimbare extraordinară în ceea ce înseamnă mentalitate, atitudine, abordarea jocurilor, faptul că sunt extrem de, nu știu, atașați și loial față de club, așa cum sunt și eu, dar lucrurile trebuie să meargă într-o ordine ierarhic, bine structurate, piramidal, dacă pot să-i spun așa, și deja sunt de 8 luni aici și mi-aș dori ca anumite lucruri să fie diferit, pentru că altfel este păcat. Și nu mă refer la echipă, pentru că echipa chiar nu avem ce să reproșăm și singura persoană care poate să reproșeze ceva este antrenorul, în speța eu, în analizele pe care le mai facem despre joc, încă jocul nostru e departe de a fi perfect și întotdeauna sunt lucruri de corectat sau de îmbunătățit, de dezvoltat. Deci băieților chiar în linii mari nu avem ce să le reproșăm, pentru că au dat dovadă nu doar de valoare atât umană cât și fotbalistică, cât și de devotament și un grad ridicat de profesionalism. Cred că e cel mai bun, sigur e cel mai bun debut de sezon pentru Răzmetan în Liga 1. O provocare mare este să-i mențineți concentrați, să-i mențineți pe linia asta? Este cel mai bun debut de sezon și luând în calcul și evenimentele din această vară, despre care noi tot am vorbit, că au plecat 12-13 jucători, cu atât mai lăudabil este ce realizează echipa și dacă luăm în evidență faptul că acest debut vine în continuitatea unui final de sezon, probabil cel mai bun ca și cifre, număr de victorii consecutive, perioada de jocuri fără înfrângere, câștigarea play-out-ului, înseamnă că sunt lucruri care se petrec corect în viața echipei, dar sunt și factori care eu am spus că nu o să-i comentez în detaliu, dar care influențează activitatea echipei, chiar dacă n-au legătură directă cu echipa și dacă nu reușim să le schimbăm și să facem lucrurile să funcționeze altfel, în timp există riscul ca chiar evoluția echipei să o ia în jos. Eu sunt extrem de pozitiv în general, dau mesaje constructive,
dar sunt și realist și apelul meu ăsta este să strângem rândurile, să ne organizăm așa cum trebuie și să punem întotdeauna interesul echipei pe primul loc. Ori eu pot să spun că m-am simțit extrem de mândru de suporterii care au venit la stadion și de felul cum s-au manifestat, cum au susținut echipa și nu în ultimul rând și pe mine și le mulțumesc în mod public și așa cum am spus, pentru mine a fost momente extraordinare și mi-aș dori ca întotdeauna să reușim să-i mulțumim în felul ăsta, pentru că până la urmă, în linii mari și pentru ei jucăm, dar suporterii noștri cred că își doresc ca clubul să capete un statut și un rol în competiția noastră în care an de an să fie în luptă pentru play-off și nu cu fluctuații. Ori dacă lucrurile nu o să fie funcționale așa cum eu îmi doresc, eu ce pot să spun? Că nu îmi rămâne decât să mă implic 100% până la finalul contractului în vară, în activitatea echipei, să încercăm să ne îndeplinim și eu cred că putem să ne îndeplinim cu perseverență și cu o manieră conștiincioasă și profesionistă de lucru să ne îndeplinim obiectivul să intrăm în play-off, după care din vară, cu tot regretul, probabil că e posibil să aleg un alt drum, fiindcă eu îmi doresc performanță, îmi doresc continuitate, îmi doresc lucruri organizate și așezate și nu pot să-mi asum responsabilitatea pentru lucruri pe care eu nu le fac. În primul rând, câteva cuvinte despre meciul de sâmbătă cu Iașul, la ochii aflată la egalitate de puncte, despărțită de ori de valoare. Cum va fi? Ce crezi că va fi sâmbătă? Bună ziua, în primul rând. Da, va fi un meci interesant din punctul meu de vedere. Se întâlnesc două echipe care sunt neînfrânte, cu goluri primite puține și va fi un meci frumos. Victoria e obiectivul echipei, să spunem, pentru sâmbătă, pentru a rămâne acolo sus, pe podium? Obiectivul nostru este același, de la meciul cu FCSB, să câștigăm. Ne-am pregătit bine toată săptămâna, suntem motivați, suntem conectați la meci și sper eu să câștigăm. Va fi o temperatură ridicată la ora jocului, crezi că va influența în un fel evoluția celor două echipe? Pentru că nu am două jocuri. Da, cum a spus și dumneavoastră, ambele echipe joacă pe aceeași vreme și care se adaptează mai bine, eu zic că va avea câștig de cauză. Te-ai adaptat foarte bine la Gazmetan, evoluții tot mai bune, iar în ultimele două jocuri ieși marcați, așa, două goluri care par acum marcă înregistrată, același timp de fază. Da, nu știu ce să vă spun. Îmi fac treaba cât mai bine, mă pregătesc, ne pregătim cu toții. Suntem conștienți că va fi un an greu. Vrem să ne îndeplinim obiectivul, să intrăm în play-off și de acolo să facem o figură mult mai frumoasă. Cum te simți așa în Gazmetan, să spunem? Cum e în Liga 3? E diferență mare față de... Sigur că da, este o diferență mare față de Liga 2, Liga 3 și nu știu, chiar nu știu ce să vă spun.